cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Din motive care țin de conexiune, astăzi a trebuit să pornim emisiunea un pic mai târziu. Am refăcut noi lucrurile până pe la fără 10, dar am zis, dacă am anunțat că începem la 9, pare rău pentru că știu că trebuie să respecti o anumită oră, dar se mai întâmplă lucruri de genul acesta. Plus că, deja ne-am obișnuit, avem clasica aglomerație de dimineață și când invitatul vine dintr-un oraș aglomerat și face 15 minute din centru până la ieșire și mai face vreo 20 de la intrarea în Piatra Neamț până la sediul la noi, e o mică aventură să începe emisiunea la 8:30 de minute. Astăzi invitat Daniel Harpa, primarul orașului Târgu Neamț și președintele interimar al PSD Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Domnul primar, haideți să începem așa mai prietenește emisiunea asta. Cât e de greu să fii primar? Nu putem spune că e greu sau ușor, dar așa cum știu toți oamenii de administrație, în special în acea perioadă de pandemie și în aceste vremuri care le trăim, este destul de complicat. Nu greu, este destul de complicat, având în vedere că trebuie să fii la înălțime și să mulțumești orice cetățean cu problemele care sunt de zi cu zi. Acum chiar pe oricare cetățean nu-l poți mulțumi. Oricât ai vrea să faci, nu poți să-l mulțumești și cel puțin nu poți să-i mulțumești pe cei care sunt competitori politici, nu adversari, zic eu, că la noi s-a uitat asta, că politica e o competiție, nu e un război sau o bătălie. Și competitorii, chiar dacă le faci tot ce vor ei, tot nu vor fi mulțumiți, tot vor critica. Sigur, trebuie făcut o distinție clară între administrație și competiție politică. Dacă vorbim de administrație, este clar că odată, de fapt, 4 ani de zile trebuie să faci în primul rând administrație, să fii în slujba cetățeanului, iar când ajungi la o competiție politică, în special în acea perioadă de campanie, discutăm de competiție politică, nu de răutăți sau, eu știu, vorbe aruncate în vânt. Bun, dar se uită lucrul ăsta. Se uită lucrul ăsta, de obicei, așa, uite, suntem cu 2 ani de zile sau un an și ceva înainte de alegeri, nu mai știm acum când va fi și cum va fi. Și practic se face mai mult teatru politic decât administrație în unele zone. Bun, haideți să vedem, nu ne-am văzut de multișor. Ce noutăți are primarul de Târgu Neamț pentru mine? Așa cum am spus, mi-aș dori și îmi doresc din tot sufletul să vorbim mult mai mult de administrație. Administrația locală, ceea ce am făcut în acel orășel al nostru și ce urmează a face. Vrem și în primul rând vorbim de prioritățile mele ca și primar de 10 ani de zile. Învățământ, sănătate, infrastructură. De fapt, sănătate, învățământ, infrastructură. Cam astea sunt primele 3 priorități. Interesant, sănătate, învățământ, infrastructură. De obicei, când stai de vorbă cu un primar, primul lucru care ți-l spune este infrastructura. Deci e infrastructura, străzi, asfalt, după aia vorbești de canalizare, apă, dar asfaltul. Știți și dumneavoastră, știu și telespectatorii noștri că o mare problemă în România am avut-o, o avem și o vom avea cu infrastructura și modul de a așeza lucrurile, în special pe infrastructură. Dar eu ar vrea să punctez un pic mai mult pe ceea ce am spus, pe sănătate și pe învățământ. Vă rog, nu, deci de obicei v-am spus primarii, asta spun. Dom'le, nouă ne trebuie asfalt. Interesantă abordarea, că mergeți prima dată cu sănătatea și după aceea și învățământul și după aceea infrastructura. Hai să vedem cu sănătatea, că, cum să vă spun, ați avut o perioadă agitată din punctul ăsta de vedere la Târgu Neamț. Țin minte că în
în 2012, inclusiv spitalul nostru din Târgu Neamț era pe cale de a fi închis, așa cum a fost Bicazul. Iar de atunci am început un proces de reorganizare, de fapt un proces de gândire a lucrurilor la spital, începând de la investiții până la a convinge cadrele medicale să vină în Târgu Neamț. După o perioadă destul de lungă, am ajuns ca în momentul de față să avem un spital modern, ținând cont și de faptul că pe lângă Târgu Neamț mai avem și încă vreo 15 comune, deci spitalul nostru deservește în jur de 150.000-200.000 de oameni. Deci noi trebuie să ne pregătim pentru 200.000 de oameni în caz de internare, asigurarea calității medicale, etc. Și pe această linie am reușit să venim cu investiții, începând de la dotare ambulatoriu, reabilitare ambulatoriu, până la fiecare secție din spitalul Târgu Neamț să fie modernizată și dotată cu aparatură, până la a aduce tinerile cadre medicale, începând de la asistenții medicali, până la, în special, medicii specialiști, care cu mare bucurie și cu mândrie, vreau să vă spun că la momentul de față avem în jur de 20 de medici care fac naveta de la Iași la Târgu Neamț. Bine, noi le asigurăm contravaloarea transportului sau o parte din ei care doresc să locuiască în Târgu Neamț, le plătim chiria sau le punem la dispoziție o locuință de serviciu. Asta înseamnă că acum, când discutăm, spitalul din Târgu Neamț este pregătit inclusiv pentru acreditare, chiar în perioada următoare vom avea vizita specialiștilor pe această linie de acreditare, dar una peste alta avem asigurate serviciile pe toate liniile medicale. Ceea ce este un lucru îmbucurător. S-au liniștit lucrurile la spital după hai să-i spunem așa, acele mișcări așa, interne. Sigur, am avut concursul pentru postul de director economic și celebrul caz, cum se cheamă, Georgescu, dacă nu mă înșel. Mă uitam acum că la un moment dat pe Facebook erau tot felul de chestii puse de acest domn, care acum am văzut, eu nu prea stau pe Facebook, că m-a provocat la o emisiune pe tema asta și îi spun publică cu mare drag, sunt dispus să fac cu el o emisiune pe tema spitalului, așa cum consideră domnia sa că vrea să vorbească, dar să vină cu toate documentele pregătite ca să putem să-l ajutăm într-un fel ca să treacă peste acest hop profesional pe care îl are. Da, am spus că am depus eforturi destul de mari pentru a pune la punct, din punct de vedere a infrastructurii, spitalului. La întrebarea dumneavoastră nu pot să vă răspund decât că la momentul de față, comparativ cu anii din urmă, avem un manager care este prin concurs. Primarul sau consiliul local nu are competență în a se băga în concursuri, eu știu, organizarea din punct de vedere a personalului în spitalul Târgu Neamț, nu vorbesc de alt spital. Așa că nu este problema mea cu concursul directorului. Nu, pe mine mă interesează, atmosfera, că asta bănuiesc că vă interesează. Atmosfera, eu zic că este ok. Deci în momentul acesta... Discut tot timpul cu managerul și îmi spune că lucrurile sunt pe calea cea bună. Dacă lucrurile sunt calme, ca să spunem așa, în interior, și pacienții pot să ducă cu mai multă încredere acolo, că pe partea cealaltă de investiții s-a tot spus. Se reface... S-au băgat bani în ambulatoriu, da? Da, policlinica, secția de chirurgie, secția de... De fapt, toate secțiile din spital. Bun, și acum rămâne ca să vină și feedback-ul acela. Dom'le, uite, creștem în cazuri, creștem în complexitate, deschidem noi specialități, da? Sau ce, cum se mai chema pe acolo. Da, bun. E bine că se investește în spital, dar aveți o problemă. Spitalul este o construcție din asta, ca și la Piatra Neamț, pe mai multe clădiri. Aici cum vor funcționa lucrurile? Cu excepția clădirii principale, care este și de patrimoniu,
De fapt, secția de internă și ginecologie. La celelalte secții nu sunt probleme, adică sunt toate modernizate, dotate, cu medici, profesioniști, cu tot ceea ce trebuie unui spital pentru a funcționa. Singura problemă o avem la aceste două secții care v-am spus, unde la momentul de față suntem în faza de licitație pe o investiție destul de mare, de aproximativ 5-6 milioane de euro, prin Compania Națională de Investiții, cu avizele obținute. A, deci, fiind, ca să e o mare problemă în domeniul ăsta. Da, fiind clădire de patrimoniu, este clar că ne trebuie o groază de avize, dar le avem pe toate. Sper ca în cel mai scurt timp să se termine licitația și să rezolvăm și acea problemă pe cele două secții. Oricum vor fi două secții ultramoderne și dotate, inclusiv cu RMN și CT. Deci aici avem o problemă acum în momentul de față. Dar eu sper că în câteva luni se va rezolva și vom începe lucrările la cele două secții. Dar una peste alta lucrurile merg bine. Și în afară de spital, în târg mai aveți și alte obiective pe sănătate în care mai... Adică aveți, cum se cheamă, că am uitat, acelea de... Paliative sau... Nu. Locuri unde te duci să faci o injecție seara sau ceva. Nu, că orașul e mic. Nu. Sunt din astea private. Cabinete private, dar spitalul este principalul la noi, care este administrat de primărie. Ok. Bun. Școlile, învățământul? Învățământul... Te vreau să spun eu ceva înainte. E orașul Târgu Neamț în momentul ăsta în situația în care, nu știu dacă toți, dar marea majoritate a elevilor au primit câte o tabletă. Da. Deci în momentul acesta... E adevărat, pe proiect, pe pandemie, cum a fost, dar fiecare elev aproape, nu? Sau, mă rog, aproape fiecare, nu navetiștii, nu? Sau și navetiștii au primit. Nu știu cum au distribuit tabletele, noi am inițiat proiectul, am depus proiectul pe fonduri europene, am câștigat proiectul. Și l-ați dat la școli și potrivit la școli, după cum ne s-a solicitat de conducerea fiecarei școli în parte. Deci vreo 5.000, deci vorbim, nu? De 5.000, aproape 6.000 de tablete, interactive, exact ce au solicitat și ce a scris, ce scria laptopuri, laptopuri. Da. Asta este un lucru deosebit, pentru că un oraș shell până la urmă, da, uite că din punctul ăsta de vedere are o problemă rezolvată. Nu știu cum se face cu accesul la internet pe ele sau altceva, dar oricum e o problemă deosebită. Și aici nu poți să spui decât șapoba, știți. Să nu uităm că colegiul Ion Creangă de la noi este cel mai mare colegiu liceu din Neamț. Deci acolo avem și cu probleme foarte multe din cauza navetiștilor. Foarte mari probleme, corect, așa este. Navetiști are 1.000 de navetiști, parcă, dacă nu mă înșel. Este groaznic când te gândești că vin 1.000 de copii cu autobuzele și când te gândești că era pandemie, da? Vrei să rezolvi niște probleme. Se învață pe două schimburi. Deci avem și 14. Da, și aici aș face eu un comentariu. Toată lumea judecă rezultatele unui liceu în funcție de, doamne, atâția au ajuns la BAC, atâția au așa. Eu tare sunt curios dacă s-ar face odată probabil că se face, nu mă bag eu, o evaluare la copiii care vin, de exemplu, la Ion Creangă în clasa a noua. Se fac o evaluare și evaluare la final. Pentru că părerea mea este că acolo chiar se face treabă în multe domenii și e mult mai greu să lucrezi acolo decât în altă parte unde copiii sunt selectați. În general, din ce știu și din discuțiile purtate cu directorii, totuși la Târgu Neamț încă se face carte. Și vorbesc de la clasa 1 până la clasa 12. Vremul și în primul rând se vede clar că toate liceele din Târgu Neamț sunt căutate. Dacă nu ar fi căutate, nu ar avea atât de mulți elevi și nu s-ar învăța pe două schimburi. Deci directorii de la cele trei licee în continuare solicită extinderea a corpului de învățământ. Și ce se poate face? Că extinderea unui corp, unui liceu, e o problemă totuși. Vreau să vă spun că numai în învățământ, în perioada asta, de când sunt la conducerea primăriei, s-a investit atât pe fonduri guvernamentale, cât și pe fonduri europene, inclusiv acum se investește,
aproximativ 10 milioane de euro, numai pe învățământ vorbim. Începând de la cel PNDL, unde am construit chiar o școală nouă, un corp de clădire nouă la școala Ghica Vodă, până la extinderi, modernizări la Colegiul Ion Creangă și la Ștefan cel Mare. Singura problemă unde o avem și înțeleg, și este o problemă destul de delicată și datorită spațiului mic, este la liceul Vasile Conta, unde și acolo sunt elevi, deci cred că depășește norma, să-i spunem așa. Deci prea mulți elevi. Da, sunt foarte, foarte mulți elevi. Bun, e clar că e o problemă și stau și mă gândesc ce e în mintea celor care aprobă tot felul de sume pentru construcții de școli, săli de sport, chestii de genul acesta și te duci prin unele sate comune și vezi muzee școlare, deci muzee școlare noi, frumoase, tăiat, cum se spune, panglica, frumos, acolo, și ele stau goale și te duci într-un oraș ca Târgu Neamț, da? Unde ai liceul Conta, liceul Creangă, așa, Ștefan, și vezi că e un pic înghesuială, ca să zic așa. Eu nu vreau să spun, dar săli de sport cred că ar mai trebui. Sigur. Cred că ar mai trebui săli de sport. Cel puțin două săli. Deci ar trebui săli de sport, ar trebui multe lucruri, dar e clar că pași s-au făcut din punctul ăsta de vedere. Acum, ce proiecte sunt în continuare pe învățământ? Dacă vorbim la momentul de față, avem cel puțin 7 proiecte depuse pe învățământ, începând de la Porul Vechi, deci programul operațional regional vechi, da, care este în derulare. Încă se mai pot trage bani. Banii sunt trași, dar suntem în fază de licitații, proiectare, licitații pe aici, în zona asta. Și aici mă refer la școala Ghica Vodă, în primul și în primul rând, de, exact ce spuneați, de săl de sport. Bine, acolo discutăm de o bază sportivă modernă și de modernizarea a corpului vechi a școlii. Vorbim de școala, corpul, de fapt fosta școală 5 de la Ștefan cel Mare, de la liceul Ștefan cel Mare, și acolo reabilitare, modernizare, bază sportivă, dotare, tot de la zero luăm. Și vorbim de tot ce înseamnă în zona acestor două școli, spații verzi. Iar pe programul național de redresare și reziliență pregătim proiecte în funcție de cum apar finanțările. Depunem proiecte inclusiv pe școala de la Humulești, pe liceul Conta. Pe liceul deci Conta, sunt pregătite. Pe liceul Conta pentru ce? Pentru extindere. Pentru că au nevoie. Și în ce zonă ar fi extindere? Probabil ori un etaj, cum vrea doamna director, ori o extindere pe zona bazei sportive. Pe zona bazei sportive, da, în partea cealaltă. Ca să rezolvăm problema să se învețe numai dimineața. Aici este singura problemă la Conta. La Ștefan se învață, deci se rezolvă, dacă terminăm cu corpul școlii 5, se rezolvă problema definitiv numai pentru dimineață. O parte din copii vor merge acolo. Da, probabil 1-8 vor merge la corpul reabilitat, iar liceul va fi la corpul... Care e răspunsul care vine din zona asta? Adică, din școli. Sunteți mulțumit de cum merg lucrurile? Da. Acum nu discutăm de partea administrativă. Semnalele care le primiți, cum se desfășoară activitatea în școli, sunt probleme, știu eu, disciplinare? Nu. Nu. Deci un liceu destul de greu este Colegiul Creangă, unde într-adevăr acolo directorul are de muncă, dar omul este cu experiență, cred că are vreo 12 ani sau 10 ani de când este director, știe, are o echipă destul de închegată. Dar dacă vorbim de Ștefan cel Mare și de Conta, lucrurile merg bine. Și avem, slavă Domnului, și premianți, și olimpici. Da, și... Bun, au fost, clar, da, rezultate, da, au fost. Creșa, ați scăpat de ea, ca să zic așa, v-ați... N-am scăpat de ea. Noi am modernizat-o, am recepționat-o, fiind ordinul ministrului, am supus aprobării Consiliului Local. Și am găsit soluția cea mai bună, zic eu, să se ocupe liceul Conta de administrare. Da. E bine. Haideți să trecem de la învățământ
și de la sănătate și să ajungem pe zona socială, pentru că până la urmă primarul dă socoteală și pentru asta, că nu se prea vede ce se întâmplă. La sănătate se vede, dar la învățământ nu prea se vede, decât când se întâmplă ceva, se construiește un corp nou. Pe zona socială, nici nu știu de unde să vă întorc așa. Dădeam știrile, două știri zilele trecute din târg, unul cu haite de câini, Bogdan, cred că ai niște poze pe acolo, așa, cu haite de câini, care și-au făcut din nou simțită prezența, așa, cum să spun, domol, se plimbă, își fac, parcă acum sunt mai mulți câini decât cercetori erau înainte. Și o știre cu locuințele sociale de la Blebea, că se tot vorbește, că acolo se construiește, se face și vor fi date la infractori, la cei care n-au locuințe și au mai distrus altele, etc. Haideți să lămurim un pic. Dacă vorbim la general de partea socială, bine, problema câinilor este o chestie separată, care este un subiect destul de delicat și nu aș vrea să supăr pe cineva. Dar dacă vorbim de partea socială, știm cu toții și chiar profit de această ocazie, la momentul de față, la Târgu Neamț, avem trei proiecte europene. Trei proiecte europene care sunt finanțate, sunt în derulare, începând de la îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, la un centru pentru persoane de centru de zi pentru persoane de dizabilități și un centru pentru persoanele fără adăpost. Deci aceste trei proiecte ale noastre, de fapt sunt trei proiecte ale mele de suflet, funcționează, sunt în derulare din, dacă nu mă înșel, cred că la două dintre ele avem perioada de implementare până la sfârșitul anului 2023, cu obligația de a continua noi după terminarea proiectului. Deci această situație, această problemă socială s-a cam rezolvat în târg. Deci la persoane fără adăpost, la persoane cu dizabilități, bine, sunt sau cu probleme de sănătate, sunt cam rezolvate. Plus acest proiect care v-am spus destul de important cu un grup țintă de peste 150 de oameni. Deci vorbesc de persoane peste 65 de ani care primesc la domiciliu îngrijiri, începând de la îngrijirii medicale, asigurare de medicamente, asigurare de alimente, curățenie în casă, servicii deci în general. Deci cum funcționează? Sunt oameni care se duc periodic la acești Da, avem direcția de asistență socială, colegii de la direcție care se ocupă, au și mașină în dotare, se ocupă de aceste servicii la domiciliu. Da. Deci este un proiect de câteva milioane de euro. Reacția oamenilor este ok? Da, da. Pentru că, în mod normal... Avem un telefon unde se apelează, serviciile sunt... Direcția de asistență socială este a primăriei, da, nu? Da, da, da. Direcția noastră, nu de GSPC-ul, direcția locală. Asistență socială locală. Da. Bun. Cum e cu locuințele sociale? Care e stadiu acolo la lucrări și cum e cum vor fi repartizate, ca să fie lucrurile clare? Există un regulament care deja a fost votat. De fapt, un regulament... Care nu ține cont de etnie. Care nu ține cont de etnie, dar ține cont de acele 80 de apartamente. Se repartizează pe baza unui dosar. Deci trebuie să îndeplinești niște criterii. Primul criteriu, cel mai important, este să ai de unde să-ți plătești utilitățile și chiria. O chirie modică. Deci dacă nu faci dovada că ești angajat, că ai un loc de muncă, nu te încadrezi. Bine, după aia sunt și alte criterii. Să ai copii, sunt mai multe punctaje acolo. Să fii căsătorit, să ai copii, să ai loc de muncă, să faci dovada locului de muncă, etc. Deci asta nu înseamnă că acele 80 de locuințe și vor urma și altele, le repartizăm unor persoane care nu se încadrează, ca să nu spun mai mult. Deci exclus a se repartiza o locuință unei persoane care nu are un venit. Da, pentru că trebuie să poți să o treții. Sigur. Lumea are reticențe cu privire la lucrurile astea, că își aduce aminte de trecut, știți? Cum s-au repartizat în trecut, pe vremea... Și prin campanie, prin 2020, dacă nu mă înșel, începusem construcția la cele patru blocuri și
contracandidații, unii dintre contracandidați spuneau că fac locuințe pentru romi. Foarte bine, putem repartiza și la romi, dar să facă dovada că sunt... Că se încadrează în criteriile. Nu, eu spuneam că își aduceau aminte pe vremea când se distribuiau aneleuri la târg. Și țineți minte că noi am scris chiar, dacă iei dosarele de atunci și așa și le iei la răsfoit, ai surprize cum s-au dat acele aneleuri da, și numai la Târgu Neamț, ca să fie foarte clar. Adică... În condițiile actuale, și dacă vorbim și de aneleuri, în condițiile actuale primăria nu-și mai permite să administreze prea multe locuințe sociale, aneleuri, să nu știu... Așa că am făcut... Dar de ce? Nu sunt bani. Nu avem fonduri. Creșterea prețurilor, energie... Le scoateți la vânzare. Am scos tot ce înseamnă aneleul la vânzare, bine, pentru cei care se încadrează. De fapt, cei care locuiesc efectiv acolo. Am avut și cazuri care nu i-am mai identificat așa, care nu locuiau pe acolo, dar s-a rezolvat și această problemă cu acea comisie care a fost... Da. Înființată la nivel de Consiliul Local. Câteodată sunt bune și astea. Da, sigur, nu-mi ferește. Așa. Problema câinilor este o problemă destul de delicată. Eu mă bucur că în sfârșit, la nivel de Consiliul Județean, domnul președinte a început să ființeze acel centru sau, eu știu, acel ADI în prima fază și sper că odată cu funcționarea acelui centru, tot județul va beneficia de servicii. Strângem câinii într-un singur loc. Corect. Și urmă aducem echipa Dinamo să se antreneze. Ei sunt câinii roșii și dacă îi strângem... La noi, la Târgu Neamț, este o problemă generală ca și în alte localități. Dar văd că acum am rezolvat-o. Am, după multe, multe, eu știu, reclamații, procese, discuții cu fel de ONG-uri, am ajuns la un numitor comun și încercăm... Pe lângă acel serviciu care a fost externalizat la o firmă care a câștigat licitația și vine o dată pe săptămână și ne strânge câinii și duce la centru. Bine, făcând precizarea că în fiecare zi plătim în jur de 70 de lei cazarea, masa și tratamentul. Tot ce și ce e tratament. Acolo, avem posibilitatea și vă dați seama că și eu sunt iubitor de animale. Niciodată n-aș accepta să omor un animal. După acea perioadă de 14 zile, cum scrie la lege, putem în continuare, prin bugetul local, să plătim la acea firmă în continuare serviciile. Da, domnul primar, numai că plătiți de la bugetul local, dar s-ar putea să ajungeți să plătiți cât pentru locuitorii orașului. Să știți că acum... 3 săptămâni au fost strânși aproximativ 15 câini. Din 15 câini am impresia că un singur câine a mai rămas la societate. Ceilalți ori au fost dați la adopție, ori au fost recuperați de adevărați stăpâni ai câinilor. Ceea ce este un lucru extraordinar de bun. Ceea ce nu știu cetățenii, că există o responsabilitate. Pentru eu dacă am un câine și dau drumul pe stradă, este infracțiune. Adică ești pasibil de a se întocmi un dosar penal. La fel ca și primar. Dacă, Doamne ferește, mușcă câinele un cetățean al orașului, iar câinele este pe domeniu public și este înregistrat, crotaliat, cipat pe orașul Târgu Neamț, eu sunt eu. Primăria sau... Primăria, da. Chiar primarul răspunde de deci au fost cazuri de genul ăsta. Câinii erau lăsați pe stradă, au fost strânși. Păi aici e problema. Primăria nu are niciun câine cipat sau înregistrat la momentul de față. Adică trebuie să-ți asumi. Cel care este stăpân pe câine și îl are și crotaliat sau cipat, trebuie să țină câinile în curte, nu pe stradă. Iar la noi se întâmplă cum se întâmplă. Vine cu... Bine, sunt cazuri și cazuri. Eu cred că acum am stopat un pic această problemă. Spuneți-mi un pic, că mi-am adus aminte acum, cum e cu lucrările acelea din zona parcului cetate, strandul și amfiteatru? În ce stadiu sunteți? Amfiteatru recepționăm, cred că săptămâna viitoare. Cum, acum? Da, să știu, de luni încolo, săptămâna viitoare. Bogdan, dacă ai cumva imaginea aceea, machetă, pe care o aveam eu... Bine, acolo există un complex de... investiții, să spunem. Amfiteatru, strand,
bazinul de nod didactic și stadionul. În zona anfiteatrului l-am terminat, cu greu, dar l-am terminat. Este un proiect european care trebuia să-l terminăm anul acesta. Fiind problemele care au fost cu pandemia, cu războiul, cu creșterea prețurilor, de fapt creșterea da, prețurilor. Asta vine de acolo, da. Ne-am cam decalat că nu am mai avut fonduri. Dar s-a rezolvat problema, s-au dat două ordonanțe de guvern, am mai venit și noi cu un credit suplimentar și rezolvăm problema anfiteatrului. Problema care este principala problemă, de fapt, este stadionul. Stadionul este într-o fază, modernizarea stadionului. Pentru că din acele patru investiții, doar stadionul a rămas în mijloc, nemodernizat. Dar sper să semnez și acolo. Și acolo tot pe proiect sau cum e? Pe proiect pe Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții. Bine, aici vorbesc de o pistă de alergare, vorbesc de nocturnă, vorbesc de zona vestiarelor și tribuna. Și tribuna. Ștrandul cum e? Adică complexul de acolo cu ștrandul. Noi am gândit în așa fel încât turistul, bine, primul și în primul rând locuitorii orașului, când vin în acea zonă, pe perioada de iarnă se beneficieze de zona bazinului închis, bazinul de not, iar pe perioada de vară se beneficieze de ștrand cu tot ceea ce înseamnă acolo, restaurant, terasă, ce avem noi acolo, ștrandul. Mi-am dorit anul ăsta să-i dau drumul. Prea multe lucruri nu mai sunt de făcut, dar cu siguranță în primăvară o să... Deci până în vară... Deci... Anul acesta o să terminăm, facem recepția, dar nu punem apă în bazin. Cum va funcționa? Al primăria, al va gestiona, al dați cuiva, îl scoateți la licitație? Cum v-ați gândit? Pe lângă ștrand avem și bazinul de not, avem și anfiteatul care trebuie să funcționeze într-un fel. Și faceți o societate? Ce faceți? Așa cum am mai spus, noi am reușit să cumpărăm, să fim acționarii 100% la stațiunea Oglinzi. Stațiunea Oglinzi funcționează în cadrul unei societăți, stațiunea Oglinzi S.A., care este acum a primăriei, e 100%. Și am gândit-o, o să supun la vot, de fapt o să discut în primul și în primul rând cu consilierii. Am gândit-o ca cele trei investiții mari să le dăm la SECE, stațiunea Oglinzi S.A. Ca să poată funcționa, să aibă activitate. Corect. Între timp, noi pregătim un proiect destul de mare, să vedem cum vom face cu partea de cofinanțare, să depunem stațiunea Oglinzi pe un fond european. PNRR, POR, nu știu, ceva o să facem acolo. Dar până se deschide stațiunea, să funcționăm cu societatea pe aceste trei obiective. Da, va fi interesant să vedem cum ele vor fi legate. Nu, da. Nu, eu mă gândesc cum vor fi legate ca program, ca ofertă. Da. Bine, la ștrand e ștrand, dar vorbesc în rest. Ștrandul, avem și zona de alimentație publică, avem și bazinul de not, unde am încercat să-l dăm la o școală și nu se încadrează, pe bună dreptate, școala nu se încadrează când este destul de complicat să plătești utilitățile. Primăria își dorește și ne dorim cu toții să asigurăm în primul și în primul rând elevilor noștri bazinul de not gratuit. Dar una peste alta, eu sper că vom intra în linie dreaptă și vom rezolva problema celor trei obiective, inclusiv, slavă Domnului, că sunt mândru și bucuros că am reușit să cumpărăm acțiunile, diferența de acțiuni la Oglinzi. Deci, practic, acum aveți toată stațiunea, mă rog, activul respectiv, da. Cu teren, cu tot. Da, da, da. Pădure, teren, cele două imobile și se lucrează intens la obținerea licențelor de exploatare și explorare. Bun, dar s-a făcut vreo analiză apei? Acum se lucrează. Să vedem dacă mai sunt ape, dacă mai sunt... Eu zic că o să fie bine. Da. Interesant. O să fie interesant dacă se mai termină, dacă începe și lucrarea la autostradă, vom vedea ce se întâmplă. Din ce am văzut și din ce am discutat la ultima ședință de CPN la București, domnul ministru Grindeanu a garantat, deși se vede că în PNRR au fost depuse 3 sau 4 autostrăzi în zona Moldovei. Deja pe Ploiești, PNRR se lucrează. Este Ploiești-Pașcan, deci așa. Și acolo e... Și autostrada noastră Ungheni-Iași-Târgu Neamț, Târgu Neamț, în prima fază. O parte. Se va da drumul la licitație. Bun. Acum,
Vreți, nu vreți, sunteți și președintele PSD. În ultima perioadă văd că PSD-ul a intrat în zodia asta a alegerilor și din ce am văzut eu, elementul feminin este pe primul plan. Avem președinte la Piatra, doamna Moise, avem președinte la Roman, doamna Oana Bulai. Oana Bulai. Și la femei, ieri ați participat, e o președintă. Încă e normal să fie o președintă, dar cine știe, în curând poate mai schimbăm. Cum e? Cum funcționează lucrurile în PSD? Pentru mine. Eu am mai spus-o și o spun și eu de cât de ori am posibilitatea, repet. La un moment dat am fost ales președinte executiv. Și la noi, de fapt, în politică se discută pe rezultate. Cam fotbal. Odată ce ești președinte executiv, este normal să preiei pe o perioadă determinată interimatul. Acest interimat eu l-am acceptat, așa am spus și el la ședința doamnelor și domnișoarelor, l-am acceptat pentru două motive. În primul și în primul rând pentru că Ionel Arsenem este prieten și este normal să fie alături de un om la greu. Și în al doilea rând, din respect pentru cei care sunt în echipa PSD. Și aici vorbesc în primul și în primul rând de primari, parlamentari și toți cei care sunt alături de partid. Și membri de partid. Asta a fost. Asta nu înseamnă că îmi doresc nu știu ce funcție pe la partid sau candidez nu știu la ce peste 2 ani. Eu deocamdată sunt primar orașului și mă gândesc doar la orașul Târgu Neamț. Acum, politic vorbind, este normal să fiu alături de județul Neamț, de primarii noștri și nu numai. Da, pentru că la un moment dat vor fi și alegeri. Când vor fi ele... Eu îmi doresc din tot sufletul atunci... să revină președintele care este ales. La chiar dacă revine, partid. Tot trebuie să facă alegeri. Sigur, da. Tot trebuie să fac alegeri. Asta am vrut să spun, nu am nicio un gând de, eu știu, de schimbare, de... Să revoluționați PSD-ul. Bine, PSD-ul e mai greu de revoluționat. La fiecare organizație, primarul sau președinte de organizație se organizează așa cum știe mai bine. Este normal. Și mesajul partidului la nivel național, femeile trebuie să fie apreciate și să fie pe primul loc. Este normal, sunt femei. Bun, ce acum... să spun de Oana sau de Flori, sunt prietenele mele, suntem în relații destul de ok din punct de vedere politic. Le apreciez, la fel și președinta organizației de femei, deci nu e nicio... Eu vreau să vă întreb altceva. Sunteți primar de oraș, da? De atâția, deci aveți, sunteți în al 10-lea an, nu? Acum, al 10-lea an. Sunteți mulțumit de prestația guvernului vis-a-vis de ce înseamnă investiții în localități? Vorbim de 10 ani sau de actualul guvern? Da, puteți să, dacă vreți, putem să de 10 ani, că sunt și acolo. Au fost momente când, într-adevăr, nu avem, în special în acea perioadă când aveam posibilitatea de a depune proiecte pe PNDL, acel Program Național de Dezvoltare Locală. Începând de la domnul Ponta, domnul Dragnea și toți cei care au fost în acea perioadă. Au fost perioade care trebuie să le înțelegem, în special în ultimii 2-3 ani de zile, unde asta e. Nimeni nu și-a imaginat vreodată sau... Că se va întâmpla un asemenea blocaj, da. Da. Dar încet, încet văd că se mișcă lucrurile. Au început cu programul Angel Salini, de fapt o continuare a PNDL-ului, la ceea ce vor primare, ce spuneam de infrastructură, apă, gaz, curent, drumuri. Ce aveți pe drumuri. Salini? Păi mai am aproximativ 20 km de drumuri. Am ajuns și la drumuri. Da. Cu acești 20 de kilometri de drumuri, Târgu Neamț nu mai are probleme cu asfaltul. Dar care ar fi la infrastructură problemele la Târgu Neamț? Avem anumite zone unde am investit, în special pe apă canal, și unde și investiția a fost destul și este destul de greoaie, pentru că parte din cetățeni nu se pot racorda la, în special la canalizare, decât cu o pompă de... Pentru că e mai sus. Da, e mai sus decât... Dar asta cum s-a putut întâmpla? Păi, o casă este mai în deal, una este mai în vale, nu poți. Acolo este un proiect care trebuie să merge la aceeași înălțime, la aceeași... Asta probabil că în Blebea mai mult. Da, în cartierul Blebea. Avem o problemă în... De fapt, în cartiere sunt probleme. Cele două cartiere mai delicate fiind
zona de așa natură. Păi acolo la Bebea și accesul pe pod e o problemă, din câte știu. Bine, acolo noi vrem să dezvoltăm cartierul. Blocurile, în această cauză, le-am construit. Pe lângă blocuri vom avea încă vreo patru blocuri, să spunem, pentru locuințe de serviciu, pentru specialiști. Vom avea o bază sportivă acolo. Deci toate proiectele acestea sunt depuse, nu vorbim că le vom depune. Nu e o mare problemă cu podul. Știu problema că este o limită de infrastructură. Este o limită de bine, greutate limite. Care... Nu ai ce căuta cu camionul pe podul. Podul a fost construit când a fost construit pentru trafic ușor, nu pentru camioanele cu lemne. Bun, cred că singura soluție să nu treacă camioane cu lemne și camioane încărcate cu agregate este să pui barieră. Am încercat noi cu o barieră odată, dar s-au rezolvat problemele acolo cu traficul. Există alt traseu, în special pentru cei care... lucrează la pădure și transportă lemne. Deci există acum altă variantă. Asta este bine. Dar una peste alta, zic eu că lucrurile merg bine pe dacă am ajuns la infrastructură, la Târgu Neamț. Așa cum am mai spus, sunt nemulțumiri în aceste zone, în aceste cartiere unde nu au asfalt, pe bună dreptate oamenii cer asfalt, nu interesează de canalizare, de apă sau de gaz. Dar eu am de la începutul mandatului am spus destul de clar, până nu am apă, canal, gaz, nu merg cu asfalt. Unde am avut apă, gaz, canal, punem asfalt. Și programul Anghel Saline, la fel. Dacă nu ai apă, gaz, canalizare, nu-ți dă finanțarea. Deci primarul declarează pe proprie răspundere că pe acele străzi unde asfaltezi trebuie să ai utilitățile asigurate. Ceea ce am făcut în anii în urmă, acum beneficiezi de asfalt. Da. Și cam când începe treaba asta? Suntem în fază de licitație. Pe clauză suspensivă și așteptăm să fiu chemat la minister pentru a semna contractul. Deja au început în țară colegii primari să semneze contracte. Și aveți posibilitatea să vă pregătiți înainte că sunt unii care aveau licitate, lucrări? Păi asta am spus eu. Noi am dat drumul la licitație pe clauză suspensivă. Adică în momentul când ai finanțarea, dai drumul la lucrări. Dar licitația o faci. Așa cum am făcut și la spital sau cum se lucrează acum la spital. Deci pregătești totul, când semnezi contractul poți să-i dai... Corect. Să predai ori din începerea lucrărilor în momentul când ai finanțarea, când ai semnat contractul. Uh-huh. Așa și la spital spuneam, avem o licitație pe aparatură, pe un contract cadru cu Ministerul Sănătății. Facem licitația, tot pe clauză suspensivă, când avem finanțarea la minister, dăm drumul la achiziții. Un lucru foarte bun. Deci ăsta este un lucru extraordinar de bun, care permite OAT-urilor și CJ-urilor să se organizeze, să aibă pregătit terenul până la momentul semnării contractului. Bun. Acum suntem la jumătate de mandat, da? Spuneați că vă gândiți la primărie, nu vă gândiți la altceva. Dacă aceste obiective din jurul cetății se finalizează, cred și începeți și la oglinzi, când va fi, că asta e o treabă pe termen lung. Orașul chiar ar putea să înceapă să se mândrească cu statutul de stațiune turistică. Mai mult. Vom fi și stațiune balneo, dar avem câteva condiții de îndeplinit. Adică să funcționeze Băile Oglinzi. Da. Și va fi și stațiune balneo. Orașul. În momentul acela chiar ar fi posibilitatea să zici, domne, vii și stai un weekend, stai mai mult în ori de cei din țară. Nu numai vii, vizitezi cetatea și pleci. Sau, mă rog, mănăstirile și pleci. Cum stați din punctul de vedere al infrastructurii turistice? Eu sunt foarte curios. Bine, privată, că așa e situația acolo. Nu vorbim că la Oglinzi n-aveți acum posibilitatea să se cazeze cineva. Deci, cum stați? Adică, poate să facă Târgu Neamț față unui aflux? Pentru că, ce e interesant la Târgu Neamț? Au rămas mulți meșteșugari în zonă, aveți forme asociative interesante, două, trei organizații, asociații care funcționează, pe asociații, pe fundații, pe ce funcționează și sunt prezenți la manifestări peste tot și numai că sunt prezenți și cunoscuți și în țară mai nou, vorbeam cu oameni din Arad, din alte părți,
care îmi spunea despre cum se desfășoară lucrurile prin asociațiile acestea. Deci, din punctul de vedere al unui aflux de turiști, poate să facă față Târgu Neamț acum? Dacă vorbim de, în special de cazare, pe turism promovăm. Am făcut tot posibilul să promovăm, începând de la cetate, mănăstiri, meșteșugarii, Ținutul Zimbrului cu zimbrii, tot ceea ce avem în orașe medievale, nostru, etc. Orașe medievale, Bicazul, cheile Bicazul, în fine. Dar dacă vorbim de, numai de Târgu Neamț, la momentul de față, cred că ne mai trebuiesc cel puțin 2-3 mii de locuri de cazare. Cel puțin. Eu zic 1000. Eu spun din ceea ce văd. Chiar ieri vorbeam cu un prieten care are o pensiune destul de frumoasă și de elegantă, să-i spun, și mi-a spus: Dane, săptămâna viitoare nu avem un loc de cazare în Târgu Neamț. Deci numai la pensiunea lui. Deci este full, plin. Vorbim de luna octombrie. Ceea ce este, pentru noi este un lucru îmbucurător și pentru operatorii de turism, sau, eu știu, pentru cei care dețin pensiuni, hoteluri. Da, este un lucru la care trebuie gândit pentru viitor. Trebuie gândit și la fel trebuie să intervenim atât noi ca și primărie, cât și la nivelul județean, Consiliul Județean, Primăria Piatra, Primăria, eu știu, Bicaz. Că același lucru este și în Piatra. Noi dacă stăm în Piatra și ne uităm bine, te uiți ce hoteluri ai. Da. Ce hoteluri ai, ce poți să faci. Sunt câteva sute de camere maxim care se ridice. Nu vorbim de standard aici. Aici vorbim de camere medii. Asta e. Da, e o problemă. Noi tot ne-am bătut în piept, și nu numai noi, majoritatea. Că turismul și, ce mai ziceam, nu mai știu ce dezvolt, agricultura și turismul. Agricultura și turismul. E, iată, am ajuns că avem obiective și nu avem infrastructură turistică pe care să o oferim celor care vin. La noi în Târgu Neamț cred că este singura șansa noastră de a ne dezvolta în continuare. Și eu zic că orașul se dezvoltă și nu numai orașul, ci și localitățile limitrofe, dar în primul și în primul rând să ne pliem pe turism. Discutăm noi de industrie, de cu autostrada o să avem și noi, eu știu, e clar că va fi un avantaj. De, da, sigur. Nu numai de numai traficul că va fi mai ușor, dar va fi un avantaj. Dacă ne iese acel proiect, zic eu, sigur este proiect de suflet a președintele Arsenie cu acel ținut al lui Creangă, e altceva. Bine, eu vorbesc... Acolo vorbim de investiții destul de mari și de o... Eu vorbesc despre lucruri care se pot face rapid. Poate să se facă și acel proiect. Da? Că nu o să mai fiu eu, că nu o să mai fiu, eu știu, președinte la CJ, domnul Arsenie, sau nu o să mai fie, nu știu cine, de la investiții la Târg sau la Piatra, dar acel proiect se va face, indiferent cine va conduce CJ-ul sau primăria Târgu Neamț. Deci va fi finanțare pentru așa ceva? Eu ce să zic? Atât din mediul privat, cât și din fonduri europene. Acolo este un complex destul de mare. N-are rost să discutăm că... Deci nu, eu m-am distrat văzând proiectul acolo, că am văzut că are o zonă care se cheamă Legoland. Nu, da, dar nu e Legoland. Acolo totul va fi pliat pe ceea ce înseamnă Creangă. Nu discutăm de Legoland sau eu știu... Nu, dar am văzut în proiect. Da, proiectul este destul de frumos. Da. Probabil dacă vreodată veți avea ocazia și va accepta cineva din Consiliul Județean să vină să vă explice, o să vedeți că e altceva. Și acolo cred că doamna Mona Țigănu știe destul de bine, sau domnul președinte. Dacă... Bine, noi așteptăm pe amândoi oricând. Mare drag. Noi suntem deschiși la o discuție, mai rămâne ca și... Nu poți să poți discuția de unul singur. Poți să faci un exercițiu, dar nu poți să poți de unul singur. Bun. Ne oprim aici, domnul primar. A fost interesant, așa... Ca să vezi o imagine, să arunci o imagine asupra unui oraș, mai rămâne ca imaginea asta să fie concretizată în timp. Da, chiar aștept și eu să văd amfiteatrul acum va fi când îl inaugurați. Chiar ce vreau să vă spun, este clar, orașul nu se... De fapt și la dumneavoastră în Piatra și peste tot, orașul Târgu Neamț nu se poate dezvolta decât dacă muncim pe fonduri europene.
altfel de buget local niciodată nu poți să și dacă există și o coeziune la nivelul sigur, și să ai liniște în Consiliul Local, să ai liniște în special în factorii decizionali. Ceea ce la mine la Târgu Neamț este ok. Nu se ține cont de culoarea politică. Când vorbim de oraș, facem treabă. Din când în când se mai ține. Mai sunt răutăți, asta e. Ne oprim aici. Numai bine. Mulțumesc pentru invitație. Sănătate, oameni buni. Asta a fost emisiunea de astăzi. Încă o dată scuze, am început mai târziu. Promit să se întâmple cât mai rar lucrul ăsta. Să ne vedem cu bine, sănătoși. Să vedem mâine dacă continuăm tradiția din ultimele două săptămâni. Dacă nu, vedem cum facem. Vă doresc o zi bună, numai bine, sănătate tuturor!